În urma știrii difuzate aseară de Campus TV legată de gunoaiele de pe strada Piersicului din cartierul Mihai Viteazu, azi dimineață o echipă a gărzii de mediu însoțită de un echipaj al Poliției Locale Buzău s-a deplasat pe strada Piersicului din cartierul Mihai Viteazu pentru a constata și evalua situația. O echipă a gărzii naționale de mediu Comisariatul Județean Buzău împreună cu echipa Poliției Locale ce face parte din Primăria Municipiului Buzău au verificat aspectele sesizate de dumneavoastră și s-a constatat că într-adevăr pe un teren cu o suprafață destul de mare, există depozitate deșeuri menajere provenite din gospodării. Pot să spun că nu doar menajere, ci și rezultate de la creșterea animalelor. Algoritmul reglementării acestei situații este destul de complicat. Reprezentanții autorității de mediu urmează să stabilească, împreună cu primăria și poliția locală, în posesia cui este terenul. Abia ulterior va urma salubrizarea și eventual va urma și paza locului. Aceste constatări le vom trimite prin intermediul poliției locale și primăriei municipiului Buzău pentru a stabili clar cine este deținătorul acelui teren, dacă este domeniul public sau privat sau dacă aparține unui agent economic, persoană juridică sau persoană fizică pentru a-și lua măsurile necesare în vederea opririi sau stopării acestui fenomen, cât și vom ruga poliția locală să ia toate măsurile de sancționare a celor vinovați. Deci, în timpul cel mai scurt, eu spun că această problemă trebuie rezolvată prin salubrizarea locului și prin acea pază asupra persoanelor fizice care depozitează necontrolat deșeuri. Până la remedierea acestei probleme, locuitorii de pe strada Piersicului vor trebui să mai suporte mirosurile pestilențiale degajate de gunoaie.